Am plecat cu vărul pe străzile Bucureștiului. Mergem la studio F64. Ia uitați ce hotel fain aici. Mercure Hotel. Am și gimbalul la mine, dar vorbește dreapta încolo, bă. Unde te duce? În stânga. Uitați autobuz acolo. Ia uitați și acolo Glo. Blocul ăla ce fain e pictat. Cred că e pictat de ăștia de zidar. Glumesc eu, cine știe. Dar chiar e fain. Trebuie să mergem încolo. Suntem pe la tribunalul București. Ne ducem cu GPS-ul că nu știm București. Da. Ăla e înalt. Ăsta cred că are vreo 20 de etaje. Destul de înalt. Și am zis să mai fac și un filmuleț. Bă, dacă am pustiu Bucureștiul ăsta, fraților, v-ați plâns că v-am filmat că Bacău e gol. Ia uitați, Bucureștiul e mai gol ca Bacău. Mă așteptam să fie oameni, dar cred că mai pe seară se adună. O să vedeți un spectacol frumos. Ia uitați cum... Cu fântână altezene și cu muzică frumoasă. Da, ia uitați, fain. Îmi place arhitectura blocurilor, știi că e mai fain așa. La noi parcă au făcut-o simplu, așa au făcut-o. Aici ne-am cazat noi. La 5.000 de euro camera. Da, trotinete de astea. Mai degrabă luam niște tigăi din astea. Yeah. Dar ce pe jos ce are, e mai frumos pe jos. Da, fraților, cam așa arată Bucureștiul la ora 13.27 de minute. Probabil mai pe seară o să mai iasă lumea, că e răcoare. O să mergem și pe acolo, pe la Parlament, mergem la Catedrala Mântuirii Satului. Să vedem și noi ce e acolo. Nu. Mai avem de mers. Facem acum stânga și mergem în partea aia. Da, haideți că revenim. Uite, Starbucks. Trebuie să luăm pe aici, pe la semafor. Ba nu. Traversăm strada și o luăm în stânga. Hai, vă rog, mergi. Traversăm strada în partea aia. Uite catedrala. O vezi? Da, o să mergem, ia uitați, stai cara. Da. Revenim. Au așa niște intersecții mari pe aici. Mamă. Hai. Uite, Globo. Taz. Ce mai e? Ăla e Bolt. Bolt Food. Hai că-ți termin. De aici trebuie să o luăm în stânga. Da. Mergem după unde ne duci asta. Mai aveam 11 minute de mers. Ce clădiri vechi pe aici, fraților. Mai stau un pic și... Car. Acum mergem spre... Burger King, sau cum se cheamă, Burger Factory. La Dima, Burger Dima. Suntem pe strada Anton Pan. Adevărul de vânzare. Hai, scoate bani din portofel. Mai am și 50 de lei, mai ai și tu 50 de lei. Asta e fain, e modern. Nu, fraților, glumim și noi. Dar că era strada memorială Anton Pan, dar nu știu pe unii. Arată aici, cred că a fost mai în spate. N-am fost pe fază. Acum mergem, ajungem la clădirea asta înaltă. De unde se vede din cartierul nostru. Am înconjurat Bucureștiul ăsta de 1000 de ori. Cred că l-am învățat pe de rost.
Aia l-am învățat. Cu GPS-ul, dacă am luat GPS-ul, gata, deja mă rătăcesc pe aici. Vă dați seama că nu prea am umblat așa prin București. Doar am fost în treacăt, cum s-ar spune, sau... Uite, ce frumos o făcut ăla. Da, cam așa arată străduțele astea. Acum ne ducem încolo să vedem ce mai avem de mers. 34 de kilometri. N-am mai luat mașina că e rău cu parcarea. Pe aici trebuie să o plătesc. Da. Așa că cu virgulă pe jos, autobuzele nu știm cum circulă. Să mergem pe aici pe la Hotel Marina. Și mai avem. Uite, pe... Virează la dreapta pe bulevardul Mircea, da. Vodă. Deja îmi spun. Mircea Vodă. Uite, vărule, câte mașini de poliție acolo. Da. Mamă, dar câte-s? Poliția, uite, rutier, pac. Da, cred că o fi ceva, un sediu poliției, ceva. Deodată, ce-s 20 de mașini acolo? Poți să scrii să virăm la dreapta aici? Du-te, băi, porumbia. Fac accident. Da. Băi, asta mă ușor. Fain, aici e filmat pe aici, aici vedea, aici ați trebuie o lună. Hai că-i verde, uitați. Ba, bisericuță pe lângă bisericuță. La noi oamenii se plâng că sunt 10 biserici în oraș, dar aici cred că sunt 200. Da. Mai țin minte accidentul ăla cu microbuzul, că tot vorbeam cu vărul, ia uitați microbuzul ăla accidentat. Mama mea, dar ce-i praf făcut. Aici mai ales cu pola. Uitați și mașină veche, fraților, ce faină e. Mașina aia de epocă, dar ce-i decojită. Aici e un castel ceva, sau bine, castel, nu știu ce-o fi fost. Mă scuzați, e un gard aici și de asta s-o defocaliza camera. Hai să ne continuăm. Da, o să facem vloguri din astea. O să văd eu cum le editez, cum le fac. Păi, mare. Mergem acum, v-am spus, spre ăsta Burger Factory. Am mers o grămadă, mai aveam 28 de minute de mers. Așa că durează. Gata, fraților, am ajuns la Burger Factory. Uitați emblema de la YouTube. Acum mergem și noi la... Hai, mergem. Hai să vedem. Și întrebăm dacă are... Am revenit pe filmare. Am ajuns în sfârșit aici la Burger Factory. Am luat un burger Dima. Nu vreau să fac reclamă pe canalul meu, dar... Îl respect pe Ionuț Dima, dacă nu o să se uite la videoclipul ăsta. Dar o să scriu acolo în comentarii și abia aștept să văd... Să văd cum arată burgerul ăsta. Hai că revin pe filmare să vedem cum arată burgerul. Fraților, și-a luat bărmea aici, cartofi cu crispy. Bun? Cât ai dat, bă? A? Cât ai dat? Nu, dar am uitat să-mi iau fundul. De ce? Fundul. E, eu știu. Păi du-te. Eu mi-am luat un burger Dima și abia aștept să vină. Ia uitați cum arată meniul crispy. Vreau să-mi iau și o apă când mă duc că mor de sete. E o căldură aici în București, e o căldură așa uscată, se usucă, da. Ia uitați, fraților, cum arată burgerul Dima. Ce bunătate bună aici. E consistent.
Da. Dacă știți cât am dat pe burgerul ăsta, cam era 50 și ceva de lei și cu sucul în jur de vreo 70 de lei. Am cheltuit numai pe chestiile astea. Mai lua și o apă. Asta e viața de București, dar ne distrăm în continuare. Uitați, fraților, ce e aici. Bunătate. Haideți că mă apuc să halesc. Nici nu știu de unde să mă apuc. Ia uitați ce carne aici. Merită, bă. Odată vin la București, nu de 100 de ori. Bine, haideți că revenim, papa. Am revenit, fraților, pe filmare. Vă arăt așa, în mare parte, cum arată burgerul. Ia uitați cât e chiar imens, chiar se merită banii. M-am făcut să vă arăt un pic și savoarea. Vă fac, pardon, vă fac poftă, dar asta este. Chiar e bun. Să tai cuțitul ca e jale. Ia să vedem. O să întorc imediat a mea, că l-am tăiat și vedeți cum arată înăuntru. Bă, nu fac reclamă, da, ia uitați, fraților, ce e aici. Se merită, fraților. Haideți că mă apuc să mănânc, am mâncat cartofii deasupra și mai ne auzim.